Sute de oameni s-au adunat la stadionul Jiului Petroșan pentru a-i aduce un ultim omagiu băiatului de 11 ani. Acesta a murit după ce a fost pulberat pe trecerea de pieton de un șofer de 19 ani, băut și fără permis. Cosmin a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni, familia îndurerată, colegi, dar și localnici care au venit să le fie alături apropiaților. Slujba băiețelului de doar 11 ani a fost făcută pe stadionul din Petroșani. Astăzi, și pe noi, cât că suntem membri ai galeriei, ni se rupe inima, suntem alături de părinți și de toți copiii care sunt la Timișoara, le rea Dumnezeu sănătate să vină cu toți, păcat de sufletele că au murit nevinovați. Foarte, foarte dureros pentru toți oamenii, localități. Băiatul de 11 ani venea de la un meci de fotbal alături de alți 5 copii. Tocmai câștigase un premiu. Un tânăr de 19 ani, băut și fără permis, a spulberat pe trecerea de pietoni. Cosmin a murit pe loc, iar alți 3 copii sunt internați în spital. Zeci de forțe de ordine au fost mobilizate pe străzi. De mâine vor începe și primele audieri. Deși se fac verificări sub aspectul uciderii din culpă, se va solicita schimbarea încadrării în omor cu intenție indirectă. Polițiștii au stabilit că tânărul de 19 ani avea o alcoolemie de 1,57 la mie când s-a produs tragedia.